Peste 3500 de elevi de clasa a doua din județul Olt susțin zilele acestea prima lor evaluare națională. Au început cu o testare scrisă la limba română, pe 8 mai vor susține testele de citire, iar pe 9 mai au programată proba scrisă la matematică. Evaluările au loc în sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod normal. Evaluările se susțin în școală și chiar în clasa în care copiii învață, astfel încât condițiile de evaluare să fie aceleași cu cele pe care ei le au în mod obișnuit, să nu fie perturbați de schimbarea mediului de concurs. Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, dar sunt analizate împreună cu învățătorii și părinții. Acolo unde se impune, unde este cazul, se elaborează planuri de intervenție personalizate pentru nevoile fiecărui elev. Sunt informați elevii și părinții respectivi reprezentanții legali cu privire la nivelul achizițiilor fundamentale dobândite de acești elevi și la nivel de catedră se iau măsuri pentru orientarea și optimizarea învățării, astfel încât rezultatele să fie cele așteptate. Elevii din clasa a patra vor susține evaluarea națională la limba română pe 15 mai, iar testarea la matematică va avea loc a doua zi, pe 16 mai. De asemenea, pentru elevii din clasa a șasea, evaluarea competențelor va începe pe 23 mai cu testul la limbă și comunicare, iar proba la matematică și științele naturii se va desfășura pe 24 mai.